Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Gemeni, astăzi vom face Gemeni pentru luna iulie și haideți să vedem, dragilor, ce se deschide către voi în luna iulie, Gemeni, ce vine către voi, ce energii sunt în aer, pe cer, printre noi, puterea, wow! Frumos este cartea 16, duce în spate greutăți, ceva la care trebuie să renunți. Renunțând la trecut, aici în cap această doamnă are o colivie, vedeți? A fost închisă într-o colivie, într-o situație poate neclară, incertă, grea. Are în spate o lună plină, trebuie să renunțe la această colivie și să-și ia puterea înapoi. Gemenii în această lună își iau puterea înapoi. Frumos, o schimbare mare pentru voi se anunță în această lună. Poate la 180 de grade. Foarte interesant pentru gemeni. Haideți să vedem la ce renunțați voi și la ce ar trebui să renunțați. Dragilor, aici este cartea numărul 16. 16 în tarot este turnul. Asta înseamnă că Universul vă ajută să clarificați, să curățați prejudecățile. Aici este sabia în sus, vă impuneți limitele sănătoase în fața oricui, în fața celorlalți și vă luați puterea înapoi. Aici ați învins toți demonii. Foarte frumoasă energia. Aici a fost o energie de luptă pentru voi, luptă pentru viața voastră. Mult, mult ați avut de cărat în spate aici. Divinul masculin, wow, aici întâlniți persoana ideală în această lună. Că e doamnă, că e domn, fiecare după caz. Faceți această curățare, această despovărare și vă îndreptați către o persoană bună pentru voi. Se curăță energiile, îți iei puterea înapoi și întâlnești omul predestinat. Umbre. La ce trebuie să renunți, ce trebuie să cureți? Umbrele. Umbra trecutului, umbra greutății, umbra limitelor. Mult adevăr și claritate pentru voi în această lună. Imaginație. Manifestați, dragilor, pentru că este o lună aducătoare de noroc, de suflet pereche. Aici aveți divinul masculin. Îți iei puterea înapoi, renunți la un trecut greu, pentru că ai învins toți demonii, iar schimbarea are loc. Aici este o schimbare. Te focusezi pe această schimbare, pe ce-ți dorești tu. Aici este un fluture mare, focus. Te focusezi pe un nou început. Aici faci curățenie, clarifici toată viața ta, te întrebi la ce trebuie să renunți, ce am tot ținut în cârcă, ce am tot făcut și lucrurile nu au ieșit. Poate aici ești în căutarea unui suflet pereche, pentru că aici, în această lună, pentru gemeni vine sufletul pereche, este divinul aici, masculin. Sunt aceste limite sănătoase pe care acum ți le impui și este această putere pe care ți-o iei înapoi de oriunde ar fi ea ținută. Renunți la această greutate. Acolo este un trecut greu și are loc schimbarea. Creatorul, te întorci la sursa divină și soarele, inocența. Ai un suflet pur, ești un suflet pur. Și pentru că ai fost de bună credință, ai stat închis aici în multe poveri după această poartă, deși după această poartă se vede curcubeul. E timpul schimbării. Răbdarea s-a încheiat, dragilor, aici. Acest ciclu lunar a avut loc, acum este lună plină și la lună plină renunți aici, în această carte. Renunți la greutățile care te apasă. Orice ai fi trăit tu aici, că este pe planul sănătății, că este pe planul material, că este pe planul iubirii, renunți, pentru că aici are loc schimbarea. Renunțând la această închidere, la această greutate, accesezi un plan nou, pur, inocent, soarele. Ai soare, ai curcubeu, ai creatorul,
ai sursa divină și ai puterea, puterea este la tine. Răbdarea s-a încheiat. Pentru că ai avut răbdare, universul te răsplătește, dar îți trebuie și curaj, dragilor. Vedeți cum această carte ilustrează perfect ceea ce trebuie tu să faci în acest moment, să renunți la aceste greutăți de pe umerii tăi și să ai curaj, să-ți iei puterea înapoi, pentru că aici este cartea puterii, curajul. O floare care iese unde are ea de ieșit din asfalt, nu împiedică nimic. Foarte frumos pentru gemeni. Îmi place mult această energie, pentru că ieșiți de aici, de după această constrângere, această colivie pe care am văzut-o, ți-ai impus niște limite care nu ți-au adus beneficii, prejudecăți. Ai tot crezut în niște lucruri false, în persoane false. Este momentul adevărului. Frumos pentru voi aici. Se face claritate și vine sufletul pereche. Ce este cel mai frumos este că acest suflet predestinat, sufletul pereche lângă creator și soarele și inocența, vine în momentul în care voi ați făcut aceste curățări. Este o schimbare totală. Evadezi din colivie și mergi către visul tău. Frumos pentru voi. Haideți să vedem. Cartea a căzut, dar trebuie să o luăm. Pajul de monede, o noutate, o energie care se curăță, o noutate, o hidratare a sufletului tău, a sufletului tău frânt. Ce ai ținut aici pe umeri a fost suferința, cineva te-a împovărat, te-a trădat, te-a mințit și tu ai rămas în acel blocaj, răbdând, având răbdare, că poate într-o zi vine și în viața ta minunea. Și minunea vine, dragilor, în această lună. Împăratul în energia lui masculină, 4 de cupe, nu vedeți oportunitatea și iarăși puterea, de 3 ori puterea, dragi gemeni, în această lună este momentul să-ți iei puterea înapoi, să ai curaj, să înflorești acolo unde vrei tu. Ca această floare care iese din asfalt, pentru că aici a vrut să iasă, aici a avut de ieșit și nimic n-a oprit-o. Foarte frumos pentru voi, la capătul setului de cărți, iarăși soarele. Un soare mare pentru gemeni, o schimbare mare, un suflet pereche care vine pe destinul vostru și este o persoană în zodie de foc. Gemeni, vărsător, balanț, leu, berbec, săgetător. Poate fi și într-o zodie de aer, ca și voi, tot gemeni, vărsător sau balanță, dar aici văd o persoană focoasă, un rege de foc în energia lui, care vine spre tine, balbârtej, acel divin masculin și un împărat, dragilor, în energie masculină. Știe ce să facă, știe cum să vină către voi, știe că împreună formați o lume întreagă. Foarte frumoasă energia, îmi place mult aici, doar că voi nu vedeți această persoană, împovărați de atâtea greutăți, de atâtea dureri, nu vedeți persoana care vine în viața voastră. Faceți loc, dragilor, pentru că aici, într-un final, până la sfârșitul acestei luni, veți vedea persoana aceasta cu ochii sufletului. După se vede roata norocului. Și magicianul, wow! 2 cărți superbe! Magia se întâmplă, oricât de blocat ar fi inima ta în acest moment, din cauza acestei trădări, din cauza umilinței, din cauza durerii, suferinței, lucrurilor pe care alte persoane le-au pus pe tine, minciunilor, poveri, vine deblocarea. Chiar dacă nu mai credeți în acest moment, vedeți, această inimă se pune din nou în mișcare, este un ceas elvețian, un mecanism care funcționează perfect, este roata norocului. V-a ieșit curajul, v-a ieșit răbdarea și v-a ieșit schimbarea. Ai parte de o schimbare mare în această lună, în această perioadă a vieții tale, iar magia se întâmplă. Un rege și o regină de foc, sunteți într-o energie de foc în această lună. Sunteți pasionali, sunteți dornici de bine.
de acțiune, de comunicare, sunteți deschiși și veți vedea această persoană care vine către voi și vine repede, dragilor, la capătul setului de cărți, soarele. Ce poate fi mai frumos de atât? Soarele încălzește toată viața ta. Oricâtă suferință a fost aici, te întorci la natura ta, la esența ta și te întrebi ce te aduce mai aproape de fericirea ta. Iar această persoană, divinul masculin sau divinul feminin, vine către tine, iar tu trebuie să o vezi pe această persoană pentru că este aici, este în drumul tău, iar împreună puteți muta și munții, dragilor. Este o iubire care crește acum, o frumusețe care se întrevede în această lună pentru gemeni. Planul sănătății este foarte bine aspectat, poate aveți aici probleme cu inima, ați avut, știți despre aceste probleme, lucrurile se rezolvă, totul este în capul nostru, trebuie să-ți impui limitele sănătoase, poate să ții aici o dietă, să ai mai multă grijă de tine, să te hidratezi mai mult, să te superi mai puțin. Atenție, pentru că aici toate aceste lucruri, tot acest stres duce la împovărarea inimii. Deschideți-vă și fiți deschiși, aveți curajul să mergeți către lumină, către bucuria sufletului vostru. Aici vi se spune că trebuie să-ți vezi bucuria sufletului, bucuria de a trăi, pentru că această viață este frumoasă, iar tu te întorci cu spatele la orice oportunitate pentru că ai suferit, pentru că ai fost trădat, dar în această perioada vieții tale se face o schimbare, un schimb perfect, energetic. Tot ce ai oferit se întoarce la tine, lași în urmă și închizi cu iubire tot ce ai pătimit. Aici a fost durere, a fost ținere pe umeri de greutăți multe. Te despovărezi, vine inocența, soarele, curățarea. Curajul. Ai curaj să mergi spre visul tău pentru că aici ai toate șansele. De două ori soarele, curajul. De trei ori puterea. Îți iei puterea înapoi și mergi pe drumul tău liniștit pentru că aici toate energiile s-au eliberat. Hidratează iubirea, hidratează pacea din tine. Aici trebuie să-ți vezi valorile și să le pui în evidență. Să ieși din orice credință care nu-ți mai aduce beneficii, să evadezi. Se simte o dorință de eliberare, de libertate a gemenilor în această lună. Nu mai vrei poveri. Și este lună plină, dragilor, lăsați-le să aparțină trecutului. Mergi pe drumul tău pentru că aici veți vedea oportunitatea, divinul care vine către voi, persoana predestinată. Ai curaj, îți trebuie curaj. Luptă cu credințele tale pentru că va fi bine pentru tine. Vedeți, aici este lupta și înflorirea. Lupți și câștigi. Iar aici este cartea desăvârșirii, este lumea. Găsești piesa, puzzle, lipsă de la viața ta. Te însănătoșești, te bucuri de cine ești, de ce ai. Și mergi pe drumul tău frumos, ai curajul pentru că aici vei înflori în această lună. Foarte frumoasă etalarea pentru voi, răbdarea s-a încheiat. Aici vi se spune că trebuie să vă luați puterea înapoi, în momentul în care vă veți lua puterea înapoi și veți impune limite sănătoase, veți trăi într-o minte sănătoasă, cu un corp sănătos, divinul. Feminin sau masculin, vine în viața voastră și este în această lună, dragilor. Are loc o mare schimbare pentru voi. O schimbare care o să vă schimbe și conceptul despre viață și credințele și un alt set de valori și credințe. Îmi place ce văd pentru gemeni. De această dată este o comunicare cu voi. Deschideți comunicarea cu persoana potrivită și vă spuneți vouă adevărul. Haideți să vedem. Romanță. Vine sufletul pereche, predestinat, dragilor. O persoană frumoasă, afectoasă, atentă, vine către tine.
Aici este cartea numărul 25, poate aveți o cifră a destinului 2, 5, 7, posibil, sau persoana care vine către voi. Vedeți? Iubire. Iubire la ea acasă. Divin, masculin, sursă. Te întorci înapoi la sursă, faci schimbare, ai curajul și accepți oferta, pentru că spre tine vine o ofertă frumoasă de iubire. Accepți pentru că este tot ceea ce ai visat tu până acum. Foarte frumoasă energia pentru luna iulie, pentru voi. Primești și oferi cu iubire și apreciere. Primește și oferă tot 7 aici, 3 și 4, 7. 7, se întâmplă ceva, poate are cifra destinului 7 această persoană, poate voi o aveți, îți găsești propriul tău adevăr și ai mult noroc. 7 este cartea norocului, este cifra norocului, este cifra lui Dumnezeu, este cifra talentului, poate îți pui în evidență niște talente, prin talentele tale cunoști această persoană ca o mireasmă din această persoană către tine și te încântă, o încânți. Este aici un click, un cuplu perfect care se încheagă acum în această lună. Întâlnești persoana predestinată, primești și oferi în egală măsură iubire. Un trecut greu se închide, lumea. Poți să mergi într-o călătorie, poți să lucrezi la planul material, la planul carierei. Toate drumurile duc către succes. Energia lunii este soarele, dragilor. O energie binecuvântată. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc un iulie de vis. Vă pup, pa, pa!